îmi permite să mulțumesc invitațiilor noștri care ne-au onorat cu prezența la această manifestare. Doamna chestor dr. Viorica Marinca, șeful Inspectoratului de Poliția Județului Marea Mureș. Domnul general de brigadă în retragere Hraram Biecacina, președintele Fidealei Județene Marea Mureș și Asociației Naționale a Veteranilor de Război. Domnul colonel Alexandru Păcurar, comandantul secției județene de informații Marea Mureș. Domnul locotenent colonel Alin Mihai, comandantul batalionului 612 artilerie antitan Marea Mureș. Domnul colonel Gabriel Costin, comandantul centrului militar județean Marea Mureș. Vă mulțumim de asemenea dumneavoastră tuturor că ați acceptat invitația de a participa la această sărbătoare a noastră. Ziua rezervistului militar, expresia respectului față de toți cei care cu onoare și demnitate și-au servit țara, îmi oferă plăcutul prilej, astăzi aici, de a-mi exprima admirația pentru cadrele militare în rezervă și retragere, care, în spiritul devizei asumate patrie, onoare, demnitate, contribuie la cultivarea trecutului național și militar al poporului român. Imediat, acum, să rămâne.